În tabără la Câmpul Lung, friptura e un lucru sfânt, orezul e necurățat, de aceea noi nu l-am mâncat. Asta ce-i cântec de tabără? Da, eram niște copii mofturoși. Dar de ce generația la Câmpul Lung? Imediat Câmpul Lung. La Râul Lung, dar eu îți vorbesc despre... Că nu rimează Râul Alb cu lucru sfânt. Eram zburdat, știi, obișnuiți, pruncul lui mama primește tot ce-i mai bun, ce vrea el, când vrea el. Când am ajuns în tabăra, dimineața la ora 7, deșteptarea, pruștiuc, un ou fiert, un cup de margarină, un cup de aia, prânzul la ora pizza, cu apă rece, un labrâu, nu știu ce. Ce tabără? Mamă, vino, ia-mă acasă, vino că nu-i de nimic. He, ți-am amintit frumos să mă leagă de locul ăsta aici, de Râul Alb. Uite tu! Ce apă limpede, deci că e Râul Alb. Da, păi am vrut să te întreb de unde și până unde e. Măi, Veronica, probabil că or fi fost vreodată pe aici ceva cu calcar, cu... Dar hai să-ți spun o poveste. Vine un neamț. Măi, zice aici Râul Alb, dar de ce e Râul Alb, că apa nu e albă? Și atunci unul mai șodos, așa, unul ca mine îi spune, măi, în noaptea de sânziene, la ora 12 pentru o oră, apa începe să cură albă ca laptele și atunci... Trebuie să vii pe malul apei, să bagi capul în apă și îți pui în gând o dorință și dorința aia ți se îndeplinește. Ce să vezi, în noaptea de sânziene vine neamțul la ora 12 cu lanterna pe malul apei și ăștia la vreo 500 de metri mai sus au aruncat vară în apă. Și se bagă neamțul cu capul în var și spune dorința ce o fi vrut el să ai. Și la ora 1 n-a mai curs apa. Măi, și stă o neamțul și da dorința mea nu mai e, da dorința... Și ăștia râdeau să desânstăgeau. Și a aflat că e poantă, sau? I-au spus până la urmă. Auzi, povestea asta ai auzit-o de la muncitorii de aici? Când erai tu voluntar prin tabără? Când mă prefăceam eu că muncesc. Păi uite, Veronica, la clădirile astea și că uica a pus mâna. Da. Ce făceam? Era un program prin UTC-ul. Veneai aici și făceai 14 zile de muncă voluntară și primeai 7 zile într-o tabără la munte sau la mare. Uica, așa cum îl știi de scurcăreț, venea la ora 7, semnam prezența și trebuia să car cu roaba, nisip, bar, să dau la lopat. Ce eram eu, frate? Fugeam la baie, la șură, la pescuit, la alea. Aveam 17-18 ani deja, îmi alerga ochii după fete, așa știi? Și venea la ora 4, semnam că am fost la lucru și tule. Da. Dar ne faci meniu de tabără sau de cum? Din ala mă, de... Veronica, pe cum? Veneai în tabără de 50 de kg și plecai de 40. Păi bucătăresele din tabără, uite, ele se îngrășau, plecau cu sarsanale. Așa. Eu vreau să-ți fac astăzi mâncare cum ar trebui să fie mâncarea în tabără. Tabăra de la Râul Alb e singura din județul Caraș-Severin care mai este funcțională din cele 10 care au existat pe vremuri și unde noi ne-am așezat bucătărie. Da, te rog să te aștești pe picioare când intri în bucătărie, la uica aici, în sufrageria mea de la Râul Alb. Masa e plină cu de toate. Cărnuri cât în cape, legume și verdețuri pe alese pentru oameni flămânzi și pofticioși, din care uica va improviza astăzi 11 meniuri, pe gustul fiecăruia. Așa că fii pe fază și notează. Fiecare doritor, poftitor, om flămând, care trece pe drum, vine încoa, își ia un briduț și scoate. A, e un fel de bufet suedez. Nu-i zice suedez, e bufet bănățan, ca la uica aici. Da, bun. Și cum nu-i bucătărie bănățeană aceea fără carne, ne punem să facem grătarele. Piept de pui, cârnați și chiftele din carne de mici. Vine fumul după mine. Te iubește soacra dacă te afumă focul. Țiganii se așa. Soacra. Pe mine m-a iubit odată o țigancă. Am slăbit ca în tabără. Uite, astea le facem rugheta, dar nu ai zis că te-ai iubit o țigancă. Uica, stai așa că e greșit, ai spus că te-ai iubit o țigancă, n-ai spus că ai iubit o țigancă. Dacă te iubea ea, de ce slăbeai tu? Păi că așa e regula. Așa. Auzi, da, țiganca aia nu-i blondă de lângă tine, nu? Aui, am uitat că-s cu nevasta. Mă ia gura pe dinainte. Mă, ce faceți voi cu mine? Toate cele 11 meniuri de astăzi sunt condimentate simplu, cu sare și piper, aromate după caz cu frunze proaspete de primăvară și îmbogățite cu ulei de măsline. Păcat că în România nu cresc măslini. Tu ai știut că măslinul nu moare niciodată? Poți să retrezi un măslin El are rădăcini până la 60 de metri undeva în pământ. Al doilea an, el dă ramuri și crește din nou. Deci, practic, e nemuritor. Uleiul de măsline e fermecat. Era socotit de vechi evrei mirul pentru sacrificii și pentru ungerile rituale. Prima dată când se bagă la presă măslinele, se obține acest mir. Extra virgin. E foarte, foarte, cum să spun, bogat în săruri minerale, în grăsimile acelea. Da. Mă rog. Din resturile de măsline care rămân, se mai presează odată și se obține uleiul ăsta comestibil cu care o să gătim noi astăzi. E uleiul meu preferat. Da, am auzit că are rol și de medicament. Panaceu universal, vindecă orice boală. O singură boală nu tatează, două boli nu le tatează, lăcomia și prostia. În restul vindecă orice, să știi. Așa. Ce vrei să facem cu uleiul de măsline? O să punem niște jambon afumat, fasole roșie, fasole albă, ce nu prea suportă bănățanul, cucuruzul ăsta, dar eu am constatat că e foarte bun. Da. Dressing o să conțină usturoi, o roșie tocată foarte mărunt, sare, piper și puține lămâie deasupra. Pentru dressing se freacă uleiul de măsline cu usturoi verde tocat mărunt. Roșia și zeama de lămâie o să-i tai din iuțeală. Îi întărim gustul cu sare și piper și parfumăm dressingul cu mărar. Se amestecă toate ingredientele și se lasă vreo 10 minute să se imbibe aromele și apoi garantat te lingi pe degete. E bună, nu-i așa? Foarte faină. Na, ai mai învățat o rețetă nouă? A, dar nu, da. Stai, Veronica, am promis că te duc acasă la aceeași greutate, în niciun caz nu... Păi, dă-mi aia să mă ocup de ea! Nu vreau să te ocup de nimic tu! Trecem la următorul meniu, învățat de Uica de pe vremea când lucra la nemți. Nu mânca chiptelele! De ce? De aia, că-mi trebuie la felul ăsta de mâncare, Veronica. Aia, acum trebuie gustate să vedem sunt bune, nu sărate, prea puțin sărate. Ăsta e un fel de mâncare din Bayern, din Germania. Era cel mai ieftin, deci mâncarea săracului. Cel mai ieftin. Ei fac chiftelele jumate pâine, jumate carne. Deci ca să fie spornice. Se amestecă chiftelele rupte în bucăți, cu cartofi, cu ulei, cu mult mărar, stropite doar cu puțin oțet și se mănâncă așa ca fel de mâncare principală. Eu am conceput-o ca un fel de garnitură, știi? Da. Și o să-l servim lângă ficat. Hai, uite, te rog, ajută-mă. Rupe așa chiftelele în patru, aici deasupra. Dați bine și la mine. Măi! În burta. Nu, când prepari felul ăsta de mâncare trebuie să cânti. O, mă libe Augustin, 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 o, mă libe Augustin, Iolario! Nu, păi, la rețeta asta trebuia să vorbești în nemțește deja. Jawohl! Deci cum zici? Das habe ich hier vier Kartoffeln mit etwas gehackte Fleisch. Am grill geröstet. Mit etwas Dill, 2 oder 3 Zwiebeln, grüne Zwiebeln und viel Öl, Salz und Pfeffer. Einfach, aber gut. Tu nu știu că eu vorbesc nemțește, ce-au uitat toți nemții din lumea asta? Prins tu, de-aia nu mă prind eu. A, așa, da. Nu, am vorbit exact în dialectul Bayern, știi? Eram în Germania cu toată familia, noi am stat 2 ani acolo. Așa. Și eu lucrând cu țăranii din Bayern, vorbeam țărănește, ca ei, așa cum vorbesc pe la noi ardelenii. Și adică ce ardelene țărănește? Nu toți, nu toți, aia de față se exclud, sunt. Așa. Și fiul meu la un moment dat mă întreabă, tata, dar tu nu mai vorbești Hochdeutsch, adică germana literară. Tu ai început să vorbești ca la țară. Opa! Păi ce dulce cum e la noi să te duci la Cluj să spui, mă, Gheo, mă, oțe s-au făcut cartofii. Și ăla să spună, ba la naiba, mă, bațâi, mă. Așa era la nemți acolo și dacă eu mă apucam să le spun, măi, Gheorghe, la tine s-au făcut cartofi anul ăsta, mă dădea patron afară, ce crezi? Ai-ne lingura de muștar. A, și muștar. Păi da. Poate-ți curge tot așa printre alea. Ah! Exact, uite, ți-ai făcut cămașa. N-are nimic. Bucătăria cere sacrificii. Gata cu salata de crumpi, îi dăm zor mai departe cu varza, la care m-am abonat și eu. Chiar că asta n-am nicio poveste, este un fel de mâncare despre care nu se vorbește, se tace și se umple de admirație sufletul. Ia uite, varză roșie, tăiată aproximativ fideluțe, o să punem niște țeline la varza asta, Cârnați, porumb fiert și ceapă verde sunt restul de ingrediente care vă trebuie, la care se adaugă un dressing din ulei, oțet, zeamă de lămâie, sare, piper, apă minerală și zahăr ca să-i taie acreala. Dați mai amintești mâncărurile pe care ți le dădeau în tabără? Da, păi erau atât de variate că nu pot să-ți spun. Varză, cartofi, fasole, varză, cartofi, fasole, orez. Păi ce frumos arată, vezi? Și e și bună la gust, vai de mine. Da, acum trebuie să duci la masă. Era numai de degustare. Exact, la noi se gustă, nu se mănâncă. Culorile ne fac cu ochiul, mirosul ne ademenește, dar trebuie să mai răbdăm un pic, căci urmează salata cu ciuperci. Acum facem o salată ca lui Părintele Ghermănuță. Cine e Părintele Ghermănuță? Care spunea să nu mănânci degete de călugăr. E un călugăr dintr-o povestire pe drumuri de munte al lui Calistrat Hogaș. Calistrat Hogaș, inspector școlar, rătăcindu-se pe munte, s-a întâlnit cu Părintele Ghermănuță, care avea rucsacul plin de hribi. Și Hogaș, leșinat de foame, spune: părințele, dar n-ai ceva pentru un suflet ostenit de drumez, de... Dar cum să nu ia ca niște hribi proaspeți culeți din crucea muntelui? Și o leacă de foc, îi frigem pe jărate, copită veche de 3 zile, dar merge. Bun, și ceva udătură? Iaca îl scoate pot capul, care era făcut din tablă și învelit în pânză, și că îl umple în coapă rece de izvor și altceva nu ne trebuie. Și s-a apucat el să frigă acolo bureții, cum ne-am fript noi, și Hogaș îi spunea: părinte, bag seama că eu vreau să mănânc bureți fripți, nu degete de călugăr. Și că bag, amândouă sunt sfinte și binecuvântate de Dumnezeu. Cred că și mâncarea noastră, ia. Am niște ceapă verde aici. Așa, numai ușor, văd că ai pus numai partea albă. O să mai pun, dar iară vreau să fac în staturi, știi, ca să nu o stenim mult la... Bureții îi tăiem așa toporăște, cum după ce i-ai dat pe grătar. I-am prăjit pe grătar. Un strat de ceapă verde, unul de ciuperci, altul de telemea de vacă, unul de ardei tăiați firișoare subțiri, care se tot repetă, condimentate cu sare și piper și unse cu ulei de măsline, vor fi un nou meniu improvizat ad hoc de Uica, înnobilat cu pătrunjel verde. Special pentru cei care nu se predau în vânt după grătare. E bun, tu parchează-ne asta acolo la... Și ai grijă să nu mănânce dușmanii, că-i pușc. Mai departe improvizăm altă mâncare sănătoasă. Salată din grătar de piept de pui, tăiat bucățele, cu frunze de salată, semințe de floarea soarelui, roșii și ardei. Na. Am crezut că ai învățat la muma matale salate din asta, ha? Muma mi-ar fi dat cu blidul în cap dacă îi dădeam din asta. De ce? Păi muma mea era tradițională, tu nu știi care era mâncarea ei preferată, moare cu carne. Punea o căpățână de varză de 1 kg, 3 kg de carne, într-o oală cu apă, cu un morcov, cu o ceapă, le lăsa să fiarbă, după aia mânca toată carnea și zama o dădea la câini. Da, am înțeles. Și cum era? Moare cu carne, adică... Moare cu carne, da. Dressingul se pregătește din ulei de măsline, sare, piper, zeamă de lămâie și, pentru un gust special, sera de ghimbir, după preferințe. 11 meniuri gătite, doar 5 prezentate. Timpul e dușmanul nostru, dar nimic nu se pierde, căci rețetele lui Uica sunt ușor de recuperat de pe blogul său personal. Trage cu ochiul și încearcă-le, să aveți poftă! Wow, uite, ne-au ieșit 11 salate! Și am dat numai 1,5 milion. 1,5 milion. Și nu mai rămas, ho, să mai facem aproape încă o dată atâta. Dar știi ce mi-e drag? Uite, mă uit la goștii noștri. Cum le face gârcăliosul, le lasă gura apă. Mi s-a lungit gâtul după salatele noastre. Păi da. La vremea bureților dăm fuga din nou la Râul Alb. Cu acordeonul în spate și toate oalele așezate la rând, dăm de veste goștilor noștri că le călcăm încă o dată pragul. Acum mai inspirați, așa că o luăm din loc. Asta are 50 de ani acordeonul ăsta. Haide de Morado! Nu mai știu, aia a fost o... Care? Haide de Morado! Ai, prea sus pentru mine. Ai! Haide de Morado, haide de Modușco, haide de Mobelarada, Cosili Vlada. Drumul spre Râul Alb e o adevărată încântare. Sunt doar 18 km de mers din Reșița. Nu e mult de urcat, căci tabăra se află la 320 de metri altitudine. Pe traseu dai de lacul de acumulare Secu. Tabăra de la Râul Alb este una dintre cele 5 tabere școlare din 10 ale Carașului, care au mai rămas deschise publicului. E un loc perfect unde aveam să pregătim cea mai inspirată rețetă din roadele pădurii, cum spune Uica Mihai. Ați văzut ceva? Uite aici sunt niște bureți. Ah, da, chiar. Ăștia-s buni? Veronico, și bureții buni poate să fie înșelători. Ăsta e un burete sănătos, uite, hai să-l scoatem afară. Ia ce frumos e. Îl vezi? Pe niciun burete otrăvitor nu umblă insectele. Așa. Nu găsești nicio goangă pe un burete care e otrăvit. După aia, cu cât are o față mai, așa, mai umilă, mai nebăgată în seamă, cu cât nu-ți ia ochii, așa, înseamnă că e mai bun. Oricum, noi nu o să facem mâncare din bureții culeși din pădure. Știi de ce? Se întâmplă că există un burete din ăsta sălbatic, cum se spune la noi în Banat, burete nărod, care, datorită scurgerilor de ploaie, mai ales în pantă, de ce zice burete? Că absorbe ca un burete. Da. Și bureții buni absorb substanțe toxice. Și atunci noi nu ne riscăm. Cel mai bine îți dai seama când îi lucrezi, când gătești. Când faci mâncarea, dacă ai, orice casă trebuie să aibă ceva din argint, de la moșu, de la strămoșu, da? O linguriță, o lingură, o ceva. Pui bureții în apă să clocotească și bagi lingura de la, coada de la lingură în apă. Dacă se negrește, ai acolo o travă, ceva. Sau pui să fiarbă cu bureții un cățel de usturoi. Se face negru sau verde. Aia înseamnă o travă. Dacă rămâne gălbui sau alb, în regulă, poți să mănânci bureți. Restul, nu încercați, că uite, soacră mea, n-am avut norocul ăsta. S-a otrăvit și a scăpat-o doctorul. Știți cum se spun, că toți bureții sunt buni până la urmă, numai că unii se mănâncă o singură dată. Da, așa-i. Primele consemnări scrise despre ciuperci ajunse la noi datează din secolul I înainte de Hristos. În lucrările sale, Horațiu consideră că e mai ușor să disprețuiești aurul și argintul decât să renunți la o mâncare de ciuperci, iar împăratul roman Claudius compară valoarea ciupercilor cu gloria generalilor săi. Uica, ia uite câte ciuperci am cules eu, ha? Au, viața mea, Veronico, da, duce spală-ce pe mâini. Păi toate nu-s bune, sunt otrăvitoare. Niciunul. Păi, da, sponosite, uite, nu vă supărați, ați zis că alea... Alea care nu arată bine? Lasă, uite aici. Am cules eu, ăștia-s bureți de prun. Așa. Sau cum le mai zic ciobanii, le mai zic pitoance. Ăștia-s adevărați, uite-i. Și dacă-s negri, așa? Urâți. Urâți, negri, modești. Din ăștia o să facem... Eu am crezut că dacă-s negri, sunt și otrăvitori. Nu e adevărat. Păi ia gândește-te tu că pământul negru dă cele mai bune roade, bărbații brunețe, cei mai buni care bucătari. Că era să spun altceva. Și astea ce, se pun așa cu totul? Nu, le gătim noi, îți arăt eu acum. Da? Facem zamă gebureț. Pentru început se curăță și se dau prin răzătoare morcovii. Se călesc în ulei încins. Pregătiți din tip 2 litri de supă din oase de vită și zarzavaturi sau mai ușor pregătiți-o din 2 cubulețe speciale după indicațiile de pe plic. Mi-a picat lingura în foc, ăsta e semn rău. Asta e semn? Nu, că vi-e foame. Nu. Trebuie să descântăm și oala asta, că ne-am făcut noi obiceiul. Uite aici cu ce descântăm, dar o țără mai târziu. Da, un acord. Că acum-i momentul important. Ciupercile se spală și se curăță fără a se îndepărta pielița de pe pălărie. 4 crembuși se taie feliuțe în formă de semicerc. Acestea se vor încreți la fierbere și vor da o formă apetisantă. Se fierb toate împreună. Ia uite aici, bureții ăștia, îi vezi? Da. Cum sunt negri, urâți, dar-s buni, da, uite, marginea asta am mâncat-o toată. Dar cum îi testați? Mănânci din ei. Așa. Și dacă nu mori până a doua zi, înseamnă că au fost buni. Numai eu recomand la toată lumea să dea prima dată la muiere, dacă fac bărbații, Și dacă nu moare muierea, ți aduce capa dimineața, înseamnă că e bun. Babele bătrâne de la noi din Banat știu și vrăjuri legate de bureți, știu și leacuri. Există anumiți bureți care pot vindeca, pot tămădui anumite boli. Nu vreau să intru în amănunte de asta, că fac reclamă la vrăjitoare. Dar vă spun sigur, este o ciupercă, un burece, care are valoare de Viagra. Nici eu nu știu din ăla, că m-aș duce să culeg un sac. Hai să terminăm, că uite, oala noastră cântă acolo. Da. Hai să facem o pauză să-ți cânt la acordeon. Aș fi vrut să te invit să bei și un pahar de răchie, dar nu am țușo, uica că... Dar merge cu muzică. Hai să cântăm o țelă la acordeon, vrei? Hai, da. Așa, ia stai aici la foc. Hai să ne afumăm. Acum plâng înainte să-mi cântați. Când mergem acasă la ai noștri, să mirosim afum, să știe lumea că am fost la lucru. Că n-am fost la petrecere, nu? Că nu nici la petrecere, nu nici la lucru. Dar fi mândran de-a la cruce, dar fi mândran de-a la cruce, de 3 ori pe zi m-aș duce, măi mândruță, draga mea. De 3 ori pe zi m-aș duce, măi mândruța mea. Dar mândruța-i măi dă parce, dar mândruța măi dă parce. Nu pot merge fără carce, măi mândruțo, draga mea. Nu pot merge fără carce, măi mândruța mea. Știi de ce-i cântecul ăsta făcut? Când era Imperiul Austro-Ungar, acum vreo 180 de ani, s-a întâmplat că la Comorâște a luat Sârbia, cum îi spunea pe vremea aia, o bucată din sat, Imperiul Austro-Ungar o bucată a rămas la țara românească. Și Gheorghe, care avea drăguța în geal, nu mai putea să meargă la ea decât cu pașaport, adică pasuș sau carte. Pasuș spuneau austro-ungarii. Și atunci el trebuia să meargă la primărie, să-i facă o foaie, să meargă să vadă pe Doda Ana. Și asta de fiecare dată? De fiecare dată, absolut. Și dacă mai avea una și în vale? O mândră în vale? Îți dai seama că încurca cărțile între ele. Pentru dresătură aveți nevoie de 8 ouă, 2 căpățâni de usturoi pisat, 250 de ml de zeamă de la Gogoșarin Oțet, hrean, oțet de mere după gust și smântână. Se dă oala de pe foc și se amestecă ciorba de bureți cu dresătura. E o amestecătură care bate ciorba de burta turcului, fiindcă e făcută de un bănățan ocoș. Și, cum să-ți spun, o să vezi tu când o guși și îmi spui tu dacă am făcut o rețetă bună sau nu, dar eu știu de acum că e bună. E vremea să punem laptele deja? Da, Veronica, uite, compoziția noastră a fiert, bureții smoi și-au schimbat culoarea. Acum punem 2 litri de lapte. Ia uite, îl punem brusc și nu lăsăm să dea în clocot laptele. Nu? Da, uite, acum o să mut căldarea mai sus. Așa. Vino aici lângă mine, Veronico, că te afum. Hai, nu, dar oriunde m-aș duce, parcă tot mă caută fumul ăsta. Să știi că fumul e ca bărbatul, trage la mâierile frumoase. Așa? Da. Să mă simt măgulit atunci. În câteva ceasuri de gătit, ciorba e bună de pus pe masă. Cu așa meniu, îți pui burta la cale și îți asiguri și cheful de viață pentru întreaga zi. Să aveți poftă. Și acum, dacă lăsăm mai 2-3 minute pe foc, îi punem dresătura, o țără pătrunjel tocat, și te invit la masă să mănânci o zamă așa care... Iar mă laud, iar că eu sunt cam lădăros. Așa-s bănățănii, făloș, ocoș. La mormânt când mă veți duce, la cârciumă să opriți, și cu vinul cel mai dulce, pe față să mă stropiți. Gimbi, gimbi, iară, adă tirbușonul, o Iulius, 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 ca să vem tot la mormânt să mă însoțească numai fete de liceu, ca să știe toată lumea că a murit, că a murit, că a murit un derbedeu.